De dimineața de la ora 8 și până după amiaza, aceasta este circulația în zona pieței centrale din Piatra Neamț. Este greu de înțeles de ce nimeni nu face nimic pentru descongestionarea traficului când soluția ar fi foarte la îndemână. Mașinile care aprovizionează cu marfă să aibă acces până la ora 7 dimineața și după ora 17 seara. În acest moment, toate staționează în piață, blocând sau sugrumând traficul. O explicație a venit totuși din partea unui cumpărător. Administrația Carabelea poate încearcă să ne pregătească pentru viitorul trafic din oraș, din timpul lucrărilor de mobilitate urbană și de după.